Bună ziua tuturor românilor din Belgia, de acasă și de pretutindeni. Sunt Ana Magdalena, astrologă și coach. Și astăzi vă voi vorbi despre efectele lunii noi din 23 iulie. Și în perioadele de lună nouă suntem mai puțin conștienți de ceea ce ni se întâmplă și de în ce parte vrem să o apucăm. Deci este o perioadă în care chiar practic luna este invizibilă, sunt trei zile, trei nopți de întuneric, cum le numim, deci trei zile în care nu înțelegem care este rostul și în ce parte vrem să apucăm planurile noastre cu ceea ce vrem să înfăptuim. Deci aveți răbdare cu voi înșine și țineți cont de faptul că acum nu este momentul propice de a lua decizii. Deci trebuie să așteptăm puțin aceste trei zile, deci 23, 24, poate 25, pentru a începe să facem pași în direcția în care vrem să ajungem. Dar este o perioadă bună să ne punem intențiile, să ne gândim ceea ce vrem de fapt să înfăptuim și să începem acest nou, un ciclu nou al lunii noi care într-un fel ne ordonează viața, pentru că trăim cu aceste cicluri lunare care sunt 28-29 de zile și care ne, că vrem sau că nu vrem, ne influențează. Pentru că luna influențează pământul, influențează marea, influențează apele, influențează toate umorile în corpul nostru și, bineînțeles, și psihicul și emoțiile noastre. Iar luna, simbolic în astrologie, ea este simbolul toate lucrurilor care le facem din instinct, pe care le facem din anumite tipare, care le-am preluat de la mame, de la părinți, din familie, din țară. Iar acum această emoție a lunii noi, pe care o primim astral, care ne influențează pe toți, este emoția zodiei Leu, pentru că luna este la 0 grade în Leu, tocmai a intrat acolo și a făcut conjuncția cu Soarele. Important pentru această perioadă, perioada aceasta în care avem foarte multă energie care vine din Leu, Soarele și Luna sunt acolo la 0 grade, iar apoi îl avem pe Mercur, pe Marte și avem și nodul lunar Nord care este în Leu. Deci indicația, direcția Leu este cu siguranță aici ce trebuie să facem și e bine să facem lucruri care au de-a face cu energia Leului, iar acestea sunt pur și simplu să ne bucurăm de ceea ce este, să fim puțin copii sau cu copiii noștri, să facem lucruri creative, hobby-uri, să avem plăcere în ceea ce facem, să ne distrăm cu prietenii, pentru că Leul stăpânește și toate aceste mici distracții și mici plăceri pe care le avem în viață și de care avem nevoie pentru a ne încărca bateriile, pentru a merge mai departe. Deci, o perioadă de mici plăceri, mari plăceri, mici plăceri. Leul stăpânește și dragostea, și iubirea, și romantismul, și ne îndrăgosti nebunește de cineva, poate o dragoste scurtă de vacanță sau, cine știe, o dragoste care poate dura mai mult, dar oricum Leul e întotdeauna puterea aceea a inimii și a lucrurilor făcute din inimă și spontan și fără prea multe inhibiții, de fapt. Deci este o energie foarte frumoasă, foarte optimistă, foarte spontană în felul ei, pe care o putem manifesta acum pentru a ne relaxa, pentru a ne bucura de vară, de plăcerile vacanței, dar și poate cei care sunt încă la servicii, care trebuie să lucreze la program, fiind vacanță, este mai puțin încărcat. Deci suntem mai relaxați, agenda este mai liberă. Poate putem lua câteva ore libere și să ne bucurăm de lucrurile pe care le facem cu drag și cu care ne încărcăm emoțional făcându-le. Bine, acum un aspect foarte important. Luna nouă nu face niciun aspect major cu alte planete. Deci este cam singur acolo. Perioada formării acestei conjuncții dintre Soare și Lună. Iar o lună nouă neaspectată ne poate da anumite impulsuri care nu sunt întotdeauna pozitive, în sensul că
să avem grijă cu energia aceasta a leului, să nu să nu-și arate fața în forma negativă, care orice zodie are laturi pozitive și negative, iar latura negativă a leului este că vrea orice chip să fie recunoscut și să fie văzut și își cere dreptul, poate într-un fel mai neortodox, și face mai multă gălăgie decât are de spus. Deci cam așa sunt planetele acestea neaspectate, cam asta este cum lucrează ele. Deci lucrează într-o formă mai în care nu o putem controla. Apare în momentele în care nu le putem stăpâni, deci la momente neoportune în general, iar când trebuie să ne arătăm sau să ne bucurăm de anumite lucruri, nu o putem face. Deci există acolo un disbalans în această energie a leului. Acum, alt aspect foarte important în această perioadă, avem planeta Venus, care face un aspect foarte frumos la Jupiter. Deci este pentru relațiile între oameni, o perioadă foarte frumoasă în care ne putem bucura de un anumit romantism, de anumită un optimism care are loc în relații, și trebuie să ne bucurăm de el, pentru că l-avem și pe Saturn acolo, care ne cam frustrează. El face opoziție cu Venus. Deci când e vorba de relații, comunicarea în relații, asociațiile, toate formele de a lucra împreună cu cineva, ca fiind colegi sau poate terapeut sau poate avocat, sau toate relațiile în care există o anumită egalitate, dar mai ales relația de cuplu, avem a face acolo cu două impulsuri. Pe de o parte avem de face cu Saturn, care tot arată cu degetul ce nu facem bine, ce trebuie să facem altfel, ce nu e ok. Și pe de altă parte îl avem pe Jupiter, care ne umple de optimism și să ne bucurăm de ceea ce este, mai ales de relațiile noastre romantice, care ne încarcă emoțional și ne dau putere. Deci trebuie să ne concentrăm mai mult pe partea bună a partenerilor și a celor din jurul nostru, și să le vedem calitățile și să le vedem lucrurile acelea pe care le apreciem la ei, și poate părțile negative să le dăm puțin la o parte, pentru că nimeni nu este perfect. Iar asta este mai greu în această perioadă, când avem de a face cu energia leului, care este o energie mai înfocată, fiind o zodie de foc normal. Cam atât pentru astăzi. Pentru cei care vor să rămână la curent cu videourile mele, abonați-vă pe canalul meu de YouTube, iar dacă apreciați munca mea, vă rog să mă susțineți prin a redistribui acest film, pentru a-i ajuta și pe alții care poate au nevoie de aceste informații. Mai multe informații despre mine găsiți pe website-ul meu, www.ana-magdalena.be. Este un website bilingv, deci puteți alege limba română. Pentru consultații astrologice puteți lua contactul prin Ana Zaina, cu atât de mai mulță, gmail.com. Cam atât pentru astăzi. Vă urez o zi bună în continuare. La revedere!